Andrei, nu mai pune reclame pe lumina. Te-am rugat frumos, nu mai pune reclame pe lumina. Cine-s eu, sunt user revoltat. Te-am rugat, nu mai pune reclame pe lumina. De câte ori te-am rugat, de două ori te-am rugat, te rog frumos, nu mai pune. Scoate chiar acum reclama, că dacă n-ar s-o scoți, eu o să scot din pantaloni cel mai mare dislike. Iată, nu există foarte mulți oameni pe pământ care interpretează asemenea cântece, dar cum să vă explic, cum să încep eu istoria mea? Așa s-a întâmplat că vara asta emisiunea Lumina, videoblogul pe care îl urmăriți, a avut două video comerciale. Două contracte de publicitate, două companii s-au apropiat de mine și au zis: Andrei, răspândește, te rog, două mesaje pe care noi vrem ca miile de oameni care te urmăresc să le audă. Poate unul din acele mii de persoane va fi interesat de mesajul pe care noi îl răspândim prin tine. Ok, hai să ne așezăm la masă, hai să vedem cum aruncăm acest mesaj în spațiu public, hai să vedem cum eu anunț că voi susțineți financiar emisiunea Lumina și ca și cei 400 de patroni îmi dați mie aripi, curaj și impuls să continui să creez. Hai să o facem. Eu plasez acest video, mii de oameni reacționează prin like-uri, comentarii și share-uri. Un mare mulțumesc acelor persoane, dar mai sunt și unii oameni care cu: Hei Andrei, nu mai pun! Și zic: băi, aceste păreri există, trebuie să le confrunt cumva. Trebuie să mă adresez acestor oameni, chiar dacă ei nu sunt mulți. În plus, emisiunea Lumina este într-o continuă creștere de popularitate. Noi și noi oameni apasă like pe pagină, urmăresc noi și noi oameni, noi și noi produse pe care eu le plasez. Și zic, este imperativ să continui să explic oamenilor că emisiunea Lumina nu trăiește doar din aer. Din 2015 până acum, 1, 2, 3, 5, primul 50, primul 400 de oameni, 400 de oameni susțin financiar, în fiecare lună, emisiunea Lumina. Și fără de asta emisiunea Lumina n-ar exista, punct. Nici spectacol emisiunea Lumina. Și ea cam apar aceste păreri, zic: băi, cum să ajung la inima lor, deși oamenii mă biciuiesc, e așa de tare, cu piatra ascuțită fix peste mine, vă rog frumos, dar jăliți-mă, uleac. Am nevoie și eu de un iogurțel, de o bananică, de ceva, cosmetică poate, ochelari, Ray-Ban, original acolo, clasic, știi? Sau recuzită, fără de care emisiunea Lumina nu există. Fără de asta, doar nu poți face un videoblog, fiți de acord. Sunt oameni care înțeleg asta, dar sunt oameni care se leacă revoltați. Și atunci când eu văd asemenea revoltă, când voi vă revoltați că un videoblogger apare într-un video comercial, dar nu vă revoltați atunci când intrați pe un ProTV și citiți știrea despre Viol, dar în dreapta Licărești bannerul cu Gareci turi vantaliu, Gareci turi vantaliu, o Viol, Gareci Viol vantaliu, Gareci turi Viol, Gareci turi. Mă întristează asta. Sau elementar, noi ieșim în stradă și vizual suntem asaltați de atâta reclamă. Larisa Serele, Delux Ludmila, Abibos scrie pe tricou. Noi toți suntem purtători de acest reclamă. Kelvin Klein Pichelot scrie. Parimași? Nu, în cazul meu altceva, da. Prieteni, permiteți-mi să vă cer încă un lucru, în afară de atenția voastră. Permiteți-mi să vă cer prietenia și înțelegerea și îngăduința atunci când eu mai apar, hopefully, poate să mai apar într-un video comercial și mulțumesc totodată celor care susțin emisiunea Lumina. Atunci când eu fac o postare și zic, un patron al emisiunii Lumina face o campanie de crowdfunding, așa cum el mă ajut, mine încerc și eu să folosesc această piață, acest mare, mare bazin de oameni care mă urmăresc și zic, băi, vă rog frumos, uitați-vă aici, așa un mesaj este pe internet, vă place, nu vă place, auziți-l, poate ați vă prindă bine, măcar unuia din voi. Vă rog frumos să fiți îngăduitori în asemenea cazuri, ca și cu videourile pe care le creez. Cu unul dau în bară, cu unul dau în bară, unul vă place, unul nu vă place. Sau sunt oameni care sunt foarte îndrăgostiți de mine și le plac toate videourile care le creez. Dar așa ceva mai rar. Așa că iată, continuăm prietenia. Poate să iasă ceva frumos din asta. V-am pupat și vă mulțumesc pentru atenție. Andrei, întrerupe acest video și acordează piano și nu mai cântăm. Tu nu poți cânta, fii de acord. Ok, bun, am înțeles. Pa, 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 pa.